Georgeta Filiti, președintă de onoare al Asociației Conștiința, le propune participanților un decalog de bună creștere, recomandat, indiferent de vârstă sau ocupație, tuturor celor ce doresc să se ridice la statutul de persoane manierate. Conferința, ale cărei principale teme sunt buna cuviință și buna creștere, va avea loc de la ora 19 la hotelul Prahova, iar la eveniment va participa și Adelin Țărnică, recompensat cu premiul întâi la concursul de recitare sub aripa lui Nikita. Publicul va avea însă parte și de o demonstrație susținută de Melissa Popa și Rareș Avram, ambii membri ai clubului de dans sportiv Phoenix Ploiești.